În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, Părinte Ceresc, mă plec în fața Ta cu sufletul zdrobit și plin de dorința de a simți mângâierea Ta sfântă. În miezul acestei nopți tăcute, când lumea se odihnește, iar inimile sunt adâncite în întuneric, eu vin la Tine, căutând alinare, lumină și speranță. Tu știi, Doamne, toate durerile mele, toate frământările și neputințele care apasă asupra mea. Cu lacrimi în ochi, Te rog, să-mi întinzi mâna Ta milostivă și să-mi vinde sufletul rănit. Fă să se risipească toate temerile, precum ceața dimineții, sub razele calde ale soarelui. Îndură-Te, Doamne, de mine, un păcătos nevrednic, care se luptă cu greutățile acestei vieți. Fă să piară toată amărăciunea și tristețea din inima mea și să simt din nou pacea Ta adâncă, care dă viață și bucurie sufletului. Te rog cu toată ființa mea, ocrotește-mă pe mine și pe cei dragi mie. Dă-ne sănătate, Doamne, și liniște, căci fără Tine nimic nu pot. Ferește-ne de rău, de vrăjmași văzuți și nevăzuți, de toate necazurile care se năpustesc asupra noastră. O, Doamne, Tu ești singura mea speranță, singura mea mângâiere. Învață-mă să port crucea vieții mele cu răbdare și smerenie. Întărește-mă în credință, așa cum ai întărit pe cei ce au trecut prin încercări înaintea mea. Iartă-mi păcatele, căci mă simt atât de mic și neputincios în fața Ta. Te rog din adâncul sufletului meu, Doamne, nu mă lăsa singur în ceasurile grele, așa cum ai binecuvântat veacurile, binecuvântează și viața mea, chiar și atunci când drumul e presărat cu lacrimi și suferință. Dă-mi puterea să merg mai departe, cu credința că Tu ești mereu lângă mine. Mângâie-mi inima, Doamne, și lasă asupra mea un strop din bunătatea și milostivirea Ta nesfârșită. Să simt chiar și în această noapte adâncă că lumina Ta nu se stinge niciodată și că nădejdea mea în Tine rămâne vie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Thank you.